și domnilor la o nouă ediție Social Media. Sunt Maria Laniță și mi-am propus ca astăzi să mai discutăm și de lucruri mai frumoase, de ceea ce se întâmplă frumos în țărișoara noastră și de entuziasmul unor cadre didactice, pentru că tot vorbim în ultima perioadă de proiecte europene, de finanțări venite din afara țării. Vorbim de faptul că foarte multe proiecte europene s-au pierdut pe drum. Iată că în județul Vrancea avem oameni inimoși, avem cadre didactice dornice și implicate sufletește în toate aceste acțiuni. Avem două doamne de la grădinița numărul 1 din Focșani, este vorba despre doamnele educatoare Avram Nicoleta și Violeta Gâsculescu. Dumnealor sunt inițiatoarele proiectului Terra, suntem copiii tăi. Înainte acestei emisiuni chiar discutam cu doamnele educatoare dacă acest proiect are și finanțare de undeva de la Uniunea Europeană, pentru că tot vorbim de proiecte europene în ultima perioadă, însă am rămas surprinsă de faptul că aceste acțiuni pe care le fac cadrele didactice din Vrancea, mai exact aceste două doamne, sunt acțiuni benevole, sunt acțiuni fără finanțare, sunt acțiuni care se desfășoară, care au loc cu sprijinul anumitor patroni, prin bunăvoința anumitor agenți economici. Este vorba de câteva firme care ajută la implementarea acestui proiect în Vrancea și se tot derulează de câțiva ani buni și la noi în județ. Implicați sunt copiii de la instituțiile de învățământ din Vrancea, însă ceea ce spicuiam eu astăzi despre acest proiect Terra, suntem copiii tăi, în următoarea perioadă, cu siguranță, toate aceste informări vor ajunge și la instituțiile publice din județ. Aceste informări ale adulților despre cum ar trebui să ne protejăm și cum ar trebui să protejăm mediul înconjurător. Pentru că nu doar despre o colectare a deșeurilor este vorba în cadrul acestui proiect, ci despre foarte multe acțiuni, foarte multe inițiative, însă eu chiar le-am spus doamnelor, nu știu, eu fără bani nu m-aș fi implicat în toată această treabă. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi, însă chiar vă felicit pentru această inițiativă, pentru că majoritatea colegilor din țară au preluat proiectul Terra, suntem copiii tăi și iată că în județul Vrancea acest proiect a ajuns la a patra ediție. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație și pentru faptul că mediatizați un astfel de proiect. Anul acesta suntem la a patra ediție și am început ușor, pas cu pas, dar așa cum sufletește vorbind, mai există persoane care se implică cu sufletul. Iată că am găsit aceste firme care la început ne-au devenit parteneri și ulterior ne-au ajutat și ne-au susținut, astfel încât noi am ajuns anul acesta la a patra ediție a proiectului. Domnul Avram, vorbeam de această finanțare, vorbeam de faptul că nu este un proiect cu fonduri europene, vorbeam de faptul că totuși a pornit la drum fără niciun sprijin, fără niciun ban, fără nicio finanțare. Nu v-a fost teamă în momentul în care ați luat această hotărâre sau ce v-a determinat să întocmiți un astfel de proiect? Pentru că am văzut foarte multe proiecte, au fost refuzate în România, foarte multe proiecte au pierdut banii respectiv, foarte multe proiecte nu au fost aprobate. Haideți să învățăm pe cei care doresc totuși pe viitor să apeleze la astfel de acțiuni, activități. Noi, cadrele didactice, inițiem foarte multe proiecte. Acum, de durata lor și de perpetuarea în timp, durează cât de consecvent ești. Când l-am pornit inițial, a fost un proiect care îl face orice școală, un proiect pe teme ecologice. Am găsit multe grădinițe, școli, care doreau să intre în proiectul nostru. Deci de la prima ediție am avut deja invitate încă 3 județe. Noi ne ocupăm de educație ecologică. Educația însemnau mai multe obiective care să converg, să,
Deci, dumneavoastră, în momentul în care ați pornit acest proiect, v-ați gândit la educație. Pentru exact. Că vorbim de educație, vedem cum suntem priviți din afară, noi românii. A aruncat țigara la voia întâmplării, a aruncat hârtia la voia întâmplării. V-ați gândit să veniți într-un fel sau altul în sprijinul naturii. Pentru că, până la urmă, noi, copiii noștri, respirăm aerul curat. Așa ar trebui să fie. Știu că au fost foarte multe acțiuni. Să știți că în momentul în care am citit despre acest proiect, m-am gândit pur și simplu la acea colectare a deșeurilor. Că ar fi sticlă, că ar fi hârtie. Însă, din discuțiile pe care le-am purtat cu dumneavoastră înainte acestei emisiuni, mi-am dat seama că este mult mai amplu acest proiect. Este undeva structurat în mai multe etape, fiecare sezon cu etapa lui, iar fiecare cadru didactic este implicat mai mult sau mai puțin în fiecare etapă. Exact. Ce vă pot spune este că atât preșcolarii cât și elevii de liceu și de gimnaziu participă cu drag. De multe ori incită părinții să-i ajute. Câteodată primesc ajutor, câteodată nu. Ei sunt foarte conștiincioși. Copiii. În ce constau aceste acțiuni ale copiilor, doamna Abram? Deci, la început, înscrierile se fac de către cadrele didactice, deci la prima etapă. La etapa a doua, se colectează mărțișoare și felicitări, cu care se fac expoziții în mai multe locații, cum au fost și în acest an, dar toate acestea făcute din deșeuri. Din dopuri de plastic, din hârtii, din... Din tot ceea ce aruncăm, din tot ceea ce nu mai folosim. Încercăm să strângem, exact. Să folosim. Ele sunt foarte frumoase și uimesc de obicei pe cei care le vizitează. Folosim aceste felicitări, o parte din ele, le donăm, le trimitem către anumite centre de, eu știu, de copii, de bătrâni. Spitale de bătrâni. Așa, a doua activitate, odată cu venirea primăverii, în aprilie, începem cu curățenie în curți. Deci trebuie fiecare partener în proiect, trebuie să prezinte fotografii cu activitățile care le-au făcut pe lângă grădiniță, școală, cu colectare de... Pe cine interesează acest proiect, doamna Găsculescu? Pentru că atâta timp cât nu primiți nicio finanțare, de ce ar trebui cineva să vă ceară socoteală? Avem totuși niște acorduri de parteneriat cu partenerii noștri, cu școli. Puteți spune care sunt partenerii ca să... Partenerii sunt Inspectoratul Școlar Vrancea, Casa Corpului Didactic, Agenția de Protecție a Mediului, SECE Divori Prest SRL, Rematul, Ocolul Silvic, Biblioteca, Grădinițe, Grădinița numărul 13, Școala Nicolae Iorga, Școala numărul 8 și parteneri din școli și grădinițe din alte județe, din București, din Olt, deci din peste 15 județe. Noi am făcut un calendar al activităților și în activitatea numărul 3, care este acum în aprilie, urmărim și o serie de evenimente de mediu. Ziua apei, ziua păsărilor, care e pe 1 aprilie, ziua pământului. Și iată că unde, dacă avem nevoie, simțim nevoia să protejăm mediul, unde putem să facem educație decât în școli și mai ales de la grădiniță, pornind de mici. Doamna Găsculescu, eu chiar am rămas surprinsă de aceste acțiuni pe care ați dori să le desfășurați în instituțiile publice, în rândul bugetarilor, eu știu, societăți, pentru că avem destule în județul Vrancea. Vreau să vă întreb dacă la acțiunile pe care le-ați avut, pe care le-ați prezentat până acum, fiind al patrulea an, acești patroni, acești agenți economici au dat curs invitațiilor dumneavoastră și dacă aveți informații că acolo unde acești domni conduc
instituția respectivă, au făcut și informarea, informare care este binevenită, pentru a nu mai fi noi românii priviți de undeva de sus, noi suntem gunoiul națiunii, cam așa ceva, cam așa sunt priviți românii, ceea ce nu este nici normal, nici corect, pentru că nu toți românii pot fi băgați în aceeași oală, ca orice pădure fără uscăciune. Nu se poate. Vreau să știu dacă acești patroni v-au sprijinit în vreun fel, pentru că aveți nevoie, am văzut, organizați aceste concursuri, însă aceste concursuri sunt și premiate. Nu știu, există vreun premiu sau doar cu acele diplome, cu acea hârtiuță, cu acea... Premii, practic, nu au existat decât diplome. Diplome pe care partenerul nostru, Sece Divori Press SRL, le-a oferit. Am ca rezultat, iarăși, avem o revistă. Prima ediție a fost o carte, de la prima ediție, o carte, iar din numărul următor, revistă, și este Terra. Haideți suntem să arătăm la cameră și cartea. Și cartea este... Deci, practic, nu v-a costat absolut nimic această editare. Remat ne-a editat ne-a cartea. Plătit editarea. Sigur că da. Pliantele ce am mai făcut sunt realizate de noi și nu le-am dus la firme, cum ați spus dumneavoastră, dar probabil că o diseminare a proiectului este foarte binevenită, să o facem chiar aici la dumneavoastră, la Vrancea Media. Faptul că aceste acțiuni au avut loc și au avut un impact pozitiv asupra școlilor din Vrancea și din țara noastră, sperăm cu ajutorul dumneavoastră să fim vizibili și către aceste firme și dacă sunt doritori să ne ajute și să ne sprijine în edițiile următoare, să nu ne oprim aici, ar fi foarte bine, ar fi minunat, păi, să găsim astfel de cel oameni mai, cu sufletul mare. Eu cred că ar trebui o întâlnire cu toți acești agenți economici din Vrancea, pentru că, din câte am înțeles eu, colaborați cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, ceea ce este un lucru extraordinar, însă ar trebui să existe o întâlnire cu toți acești agenți economici pentru o informare și probabil că veți mai găsi sponsori. Vreau să vă întreb dacă acest proiect va continua și dacă v-ați gândit la un moment dat să atrageți și fonduri europene pentru desfășurarea mai amplă a acțiunilor din cadrul acestui proiect. În prezent ne-am gândit, noi mai facem parte dintr-o asociație, Asociația Educatoarelor din România, filiala Vrancea. Eu am mai participat la alte cursuri pe program de finanțare de la Agenția Națională pe Tineret în Acțiune. Acolo sunt foarte multe, se pot face foarte multe proiecte pentru tineri și încercăm ușor, ușor să învățăm și să scriem proiecte și sperăm ca la anul să depunem un astfel de proiect cu finanțare. Sperăm. Dacă nu găsim ajutor din partea celor apropiați nouă din Vrancea. Domnul Avram, care este reacția copiilor? Care a fost reacția cadrelor didactice, colegilor dumneavoastră? Pentru că, repet, nefiind finanțat acest proiect, cadrele didactice nu au niciun câștig, nu au niciun venit din acest proiect. Cât de mult au vrut și au dorit să se implice în toată această acțiune și care este atitudinea părinților în momentul în care sunt chemați la clasă, la acțiuni diferite pe care le desfășurați? Ce vă pot spune este că tot învățământul este interesat de astfel de proiecte. Deci toate cadrele didactice. Noi avem din an în an mult mai multe participante. Anul ăsta avem trei licee din Vrancea, circa 10 școli și foarte multe grădinițe. Urmează etapa de colectare, acolo se vede cine a fost mai harnic. Vom primi adeverințe de la Remat,
pentru cantitățile primite și probabil și bani, dacă e cineva care se duce direct să cântărească acolo. Mașina de la Remat va merge în două zile programate, 27 martie și 24 aprilie, va merge mașina și va colecta din unitățile școlare. Iar ca finalitatea proiectului avem concursul Terra Suntem Copiii Tăi, care se desfășoară în luna mai și presupune Structurat pe un concurs de pictură, desene, materiale, obiecte făcute din materiale refolosibile. Machete, afișe, deci avem foarte multe secțiuni. Copiii primesc premii, iar cadrele didactice se întrunesc într-o sesiune de comunicări pe teme ecologice. Și toate lucrările de la această sesiune, ale cadrelor didactice care deja sunt înscrise în proiect, sunt înscrise în așa ceva, în revista proiectului, care de fapt este o revistă a cadrelor didactice și este o carte foarte bună și pentru începători în învățământ, pentru că are multe referate, proiecte incluse aici, din experiența cadrelor didactice din județul Vrancea și celelalte județe participante. Eu mă gândeam că totuși, odată ce se implică în activitate, în acest proiect, cadrele didactice primesc un anumit punctaj, pentru că, de cele mai multe ori, în momentul în care se fac aceste proiecte, se iau în considerare la gradațiile de merit, la alte venituri în plus pentru cadrele didactice. Este valabil și pentru acest proiect? Este valabil, sigur că da. Deci primesc și acele puncte Primesc o adeverință, din partea noastră primesc o adeverință sau diplomă de participant în proiect. Proiectul este înscris anul acesta la minister pentru a fi declarat național și pentru a intra în calendarul de activități extrașcolare pe plan național. Încă nu s-au dat rezultatele, sperăm să fim prinși acolo. Actele au fost făcute din noiembrie și trimise prin inspectorat acolo. Din partea inspectoratului avem sprijin pe noi, ne ajută mult la acea sesiune participarea reprezentanților de la Casa Corpului Didactic, de la Biblioteca Județeană, ale firmelor, de la inspectoratul școlar. Din partea autorităților locale ați primit sprijin. Și aici, când vorbesc de autorități locale, vorbesc de primărie, vorbesc de domnii noștri viceprimari. Eu nu prea am văzut să iasă la înaintare în toate aceste acțiuni care se desfășoară la instituțiile de învățământ, deci domnilor viceprimari ai noștri, domnilor primari. Eu cred că ar trebui ajutați acești domni învățători, eu cred că ar trebui să apăreți mai des în presă, să faceți cunoscute activitățile dumneavoastră, pentru că sunteți, domnilor viceprimari, răspunzători de aceste instituții de învățământ. Nu ați găsit, nu, vorbim de această premiere a copiilor, vorbim de aceste diplome care se dau. Am văzut că se găsesc bani pentru orice alte lucruri, mai puțin pentru rezultatele obținute de elevii noștri, de dascălii noștri. Anul acesta am obținut găzduire, sau vom obține găzduire la 10 Divori Prest, SRL, iar într-un cadru festiv, acolo se va, la sediul, se va organiza decernarea premiilor, chiar pe 1 iunie. Sperăm să ne încadrăm în termenul respectiv și de ziua copilului, să le facem o bucurie. Păi, sperăm ca autoritățile să le facă o bucurie copiilor anul acesta și să vină cu acele premii, cu acele cadouri. Dacă nu în bani, măcar în dulciuri. Pentru că, fiind și de 1 iunie, copilul se așteaptă la un lucru... Poate nu am fost făcuți vizibili sau nu am știut să facem lucrul ăsta până acum, dar iată că nu e nimic întâmplător pe lumea asta și iată-ne că am ajuns aici. Și poate de acum încolo vom găsi sprijin și vom
vom rezolva și această problemă, să ducem mai departe acest proiect. Eu vă garantez că o să vă ajut în toată această campanie. O să vă mai invit și cu altă ocazie. O să le arătăm oamenilor și imagini din acțiunile astea care se desfășoară în județul Vrancea, să vadă și dumnealor cât de mult se implică cadrele didactice, cât de mult se implică micuții noștri, pentru că vorbim de copii de grădiniță, pentru că vorbim de copii de școală, de liceu, ar fi bine totuși ca munca lor să fie răsplătită. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Social Media. Vă garantez că ne vom mai vedea și atunci când veți avea acțiuni să mă contactați, pentru că vom fi acolo și sperăm că autoritățile și agenții economii și patronii noștri din județ să se alăture în această campanie, în acest proiect al dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată! Vă mulțumesc și eu și vroiam să fac și precizarea aceasta. Noi suntem în acest cadru și în acest proiect alături de doamna noastră directoare, Mariana Călin, care ne-a sprijinit tot timpul și primele acțiuni au fost chiar la noi la grădiniță, la sediul nostru, și sesiunile de comunicări tot la noi la grădiniță au fost... Deci găzduite. Ați avea noi fără nevoie de o locație. Fără director nu putem lucra, deci avem sprijinul directorului nostru. E bine totuși că aveți o susținere. Da. Eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, sunt Maria Laniță, ne revedem foarte curând și cu siguranță vă vom informa despre lucrurile bune din județul Vrancea, pentru că se mai întâmplă și lucruri bune. La revedere!